Vrei să vii prin Micro 4, vrei să nu te accidentezi, ai mare grijă la cabluri, trebuie să știi cum să jonglezi. Cablurile astea sunt de mult aici? A terminat așa? Deci să vă spun, nu știu așa, sigur am... Dar le-am observat, atât. Nu vă încurcă, nu vă incomodează când mergeți pe trotuar? Ce să spune? Știți cum arată România? Nu știu de ce nu ia cineva măsuri despre ele. Mai ce putem să cetățenim? Sunt de mult aici? Sunt, cred că, de vreo 4-5 zile, de când a fost zăpada aia mai puternică, au căzut și sunt copii care se joacă, care se atârnă, care... Pot provoca și accidente. Da, bineînțeles. Asta e România de azi. Ce le transmiteți, doamnă, celor care ar fi trebuit să se ocupe și nu se ocupă? Ne e frică să vorbim, mamă. De ce? Ca să ajungem cu bine acasă. Ce e la noi? La noi de mult timp, dar nimic nu se mai face cu bine. S-a sprins zona? Da. Zi de zi sunteți nevoite să ocoliți aceste cabluri? Mai, da, ne aplecăm, da. Era și mai rău, dar le-am mai îndreptat. Erau mai rău când a fost gerul la mare, atunci erau picate aproape jos. Și de atunci nimeni n-a venit să ia o măsură? Păi știu, n-am văzut. Acum sunteți nevoite iar să vă lăsați în jos, iar să... Păi da, ce să facem, asta e de-a mie, la început mi-era frică că e de curent, dar mi-a zis băiatul că nu, că sunt de-astea. Cablurile cu internetul cu astea. Dar mai e umblat că a fost unul căzut și jos, bă, că l-a nodat acolo la... Da. Sunt lucruri mult mai grave și tot nu se vede. Păi noi avem timp să plătim, domnul? Păi avem. De plătit avem timp. Da. N-ați văzut și situația cu apa? Toți închide ochii, nimeni nu pățește nimic și ne afectează pe toți. Cum ninge puțin afară, cum problemele apar? Dacă n-ar ninge deloc, ar fi cel mai bine, clar.